Mă invit acum să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, în capitolul 11. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu primul verset. Să luăm aminte la ce este scris. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a răspuns: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă din lăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea, pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce îi trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Amin. Vă invit să vă reașezați. Rugându-mă lui Dumnezeu pentru timpul de învățătură din cuvânt pentru această dimineață, am primit pe inimă să revenim asupra unei învățături, asupra unei teme legată de viața noastră de rugăciune. Modelul nostru suprem în toate privințele este Domnul Iisus. El este modelul nostru suprem și în ce privește viața de rugăciune. În Evanghelii găsim cuvinte ale Domnului Iisus cu privire la rugăciune și de asemenea îl găsim pe Domnul nostru Iisus în multe rânduri rugându-se. Rugându-se singur, rugându-se împreună cu ucenicii săi. Într-un cuvânt îl găsim pe Domnul Iisus nu doar învățând despre rugăciune, ci și practicând rugăciunea, trăind în rugăciune. Adevărul e că și noi, copiii lui Dumnezeu, creștinii, suntem chemați să fim oameni care se îndelnicesc cu rugăciunea. Copiii lui Dumnezeu se roagă. Rugăciunea este una dintre acele elemente distinctive ale identității creștine. Amintiți-vă, vă rog, că Biblia, vorbindu-ne despre întoarcerea la Dumnezeu a lui Saul, persecutorul, care mai târziu a fost cunoscut ca apostolul Pavel, vorbind despre el, Duhul Sfânt a adus o descoperire profetului Anania și a spus despre Saul că Saul nu mai este persecutor, nu mai este nicio amenințare pentru biserică, nu mai reprezintă nicio amenințare pentru biserică, pentru că în viața acelui om s-a făcut o schimbare și schimbarea aceea a fost descrisă cu cuvintele: acum se roagă. Nu a spus Saul s-a pocăit. S-a și pocăit. N-a zis Saul s-a făcut creștin. N-a zis Saul crede în Iisus. Saul l-a primit pe Domnul Iisus. Nu spune. Deși, cu siguranță, acestea s-au întâmplat în viața lui Saul. Dar toată experiența lui spirituală este descrisă cu aceste cuvinte. Se roagă. Viața de credință începe cu rugăciunea și se ține prin rugăciune și continuă cu rugăciune până la sfârșitul vieții. În scopul întăririi vieții noastre de rugăciune, haideți să cercetăm în această dimineață cuvântul Domnului cu privire la rugăciunea în viața și în învățătura Domnului Iisus. Vom avea în atenție în această dimineață 3 aspecte distincte. În primul rând, o să observăm ocaziile în care Domnul nostru Iisus se roagă. De la început și până la sfârșit în Evanghelie surprinde momente diferite, distincte, în care Iisus, Domnul nostru, s-a rugat. Apoi, în partea a doua a cuvântului, o să vorbim despre
felul rugăciunii, atitudinea rugăciunii, principiile rugăciunii după învățătura Domnului nostru Iisus, cum să abordăm, cu ce atitudine și stare rugăciunea, ca apoi în partea finală câteva cuvinte despre conținutul rugăciunii. Ce să cerem în rugăciune? Să pornim la drum, în primul rând, ocaziile în care Domnul nostru Iisus s-a rugat. După cum găsim în Biblie, rugăciunea în viața Domnului nostru Iisus începe încă de la botezul său în apă. În Evanghelie ni se spune că după ce Domnul Iisus a ieșit din apă, s-a rugat și în timp ce se ruga, Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip de porumbel, cerurile s-au deschis, Dumnezeu a rostit, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Toată această experiență avută de Domnul nostru Iisus cu Dumnezeu este trăită în contextul rugăciunii. Un detaliu foarte important, consemnat în Evanghelia după Luca, este că Duhul s-a coborât peste Domnul Iisus în chip de porumbel în timp ce Domnul Iisus se ruga. O altă împrejurare în care îl găsim pe Domnul în rugăciune este în pustiu, când se roagă însoțind rugăciunea cu post, 40 de zile a stat în pustiu și acolo s-a rugat și a postit. Evangheliile ne prezintă detalii legate de momentul acela de grea ispitire și frământare și ce este de observat este că ispititorul în cea de-a 40-a zi l-a ispitit apelând la instinctele sale naturale și în mod deosebit la cel al foamei. L-a ispitit cu mâncare. Domnul Iisus a rezistat, spunând că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Apoi cuvântul Domnului să ne spune că diavolul, după ce l-a ispitit în trei feluri, a fugit, a plecat de la el. Și imediat după ce s-a întâmplat acest lucru, s-au arătat niște îngeri care i-au slujit Domnului. Am întrebat oare cum i-au slujit. Și este foarte posibil că această slujire să însemne că i-au adus mâncare. Ca altădată lui Ilie, i-au adus mâncare. Și aici este ceva de observat. Observați, vă rog, cum diavolul l-a ispitit la 12 fără 3 minute, înainte de servirea mesei. Era totul pregătit. A trebuit doar să spună înapoi a mea Satanul. A ieșit biruitor. Și imediat Dumnezeu i-a împlinit în mod drept și legitim trebuințe. Este o lecție. Este o lecție pentru toți aceia dintre noi care suntem ispitiți. Iisus se roagă și în acel context. De asemenea, Evanghelia ne arată că Domnul Iisus s-a rugat o noapte întreagă înaintea alegerii celor 12 ucenici. Urma ca acești ucenici să poarte mai departe mărturia lui. El s-a rugat pentru identificarea lor, pentru așezarea lor în chemarea pe care o avea din partea lui Dumnezeu. Găsim apoi că Domnul Iisus se roagă pentru protecția lui Petru. I-a spus lui Petru, m-am rugat pentru credința ta, m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Apoi găsim că Domnul Iisus se roagă pentru învierea lui Lazar. Și această rugăciune pe care el o aduce de bună seamă în partea ei esențială în ascuns și în partea ei publică este o declarație, este o mărturisire. Așa cum și citim în Evanghelia după Ioan. Și spun aceste lucruri, Tată, știu că mă asculți, întotdeauna m-ai ascultat. Dar spun aceste lucruri pentru cei care sunt aici, ca și ei să audă și să creadă. Și Lazar a fost înviat. Apoi citim că Domnul Iisus se roagă rugăciunea de mare preot, rugăciune consemnată în Ioan capitolul 17, de la versetul 1 la 26, în prima parte a rugăciunii, rugăciunea lui este o rugăciune care anticipează înălțarea sa la cer, glorificarea sa cu slava pe care o avea la Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, apoi continuă să se roage pentru cei 12, pentru ucenici, pentru păzirea lor, protecția lor în lume și apoi se roagă pentru credincioșii din toate generațiile. El așa zice și mă rog, Tată, nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede prin ei. Mă rog ca toți să fie una. Iisus se roagă rugăciunea de mare preot.
Găsim apoi că Domnul Iisus se roagă înainte de cruce, înainte de patima sa, în acea seară în care a așezat și Sfânta Cină a Domnului, Iisus s-a retras în grădină, în grădina Ghețimanii, și împreună cu trei din cei mai apropiați ucenici ai săi s-a rugat în trei rânduri, trei ceasuri, mijlocind, rugându-se, luptându-se în rugăciune. Apoi găsim că Domnul Iisus se roagă pe cruce. Și în acest moment final al luptei sale, a trăirii sale pe pământ, înainte de patima sa, Domnul nostru Iisus s-a rugat. Pe cruce citim că Iisus se roagă pentru iertarea celor care îl ucid, îl batjocoresc, iartă-i Tată că nu știu ce fac. Observăm cum se roagă rugăciunea disperării, rugăciune în absența divină, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și apoi se roagă rugăciunea inspiratoare pentru orice om care este la capătul vieții. Rugăciunea de la sfârșitul vieții. În mâinile tale, Tată, îmi încredințez Duhul. Și Ștefan s-a rugat așa și creștinii sunt învățați să privească spre plecarea din această lume în contextul rugăciunii. În mâinile lui Dumnezeu ne încredințăm și momentul acela. Iată ocazii în care Domnul nostru Iisus se roagă. El este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat, este Dumnezeu întrupat, este om asemenea nouă în toate privințele și în această identitate a sa se pune în fața noastră ca model pentru rugăciune. El se roagă. După ce ne uităm la aceste întreagăt văzute ocazii în care Mântuitorul nostru se roagă, nu ne putem refuza întrebarea, care sunt ocaziile în care tu te rogi? Ai putea să marchezi, să faci așa o poveste a vieții și să spui, eu mă rog așa, atunci m-am rugat, așa a lucrat Dumnezeu și mă rog, și ăsta e planul meu, și așa abordez rugăciunea. Iisus s-a rugat și voia Lui este să ne rugăm și noi. Într-o împrejurare despre care am citit cuvântul de la începutul predicii, cuvântul Domnului ne spune că Iisus se ruga într-un loc anumit. Contextul mai larg ne arată că Iisus s-a retras discret înainte ca ucenicii săi să se trezească și pe când era întuneric și-a căutat un loc de rugăciune în care s-a rugat până târziu. Ucenicii l-au căutat și greu l-au găsit. Și după ce l-au găsit, l-au găsit rugându-se. Iisus și-a încheiat rugăciunea, ucenicii nu l-au întrerupt. Probabil că fără ca Domnul Iisus să-și fi propus neapărat, ucenicii au asistat la felul în care el s-a rugat. L-au auzit rugându-se, l-au văzut rugându-se. Și au fost inspirați și au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm și pe noi. Și apoi a urmat această învățătură despre cum să ne rugăm. Cum să ne rugăm? Ce ne învață Domnul cu privire la conținutul rugăciunilor noastre, cu privire la felul, la abordarea rugăciunilor noastre? Am observat, răsfoind Evangheliile, că învățătura Domnului Iisus cu privire la cum să ne rugăm poate fi rezumată în 9 sau 10 afirmații foarte importante. Le găsim în Biblie și ele ne vor inspira și pe noi să ne rugăm. Tâi de toate, Domnul Iisus ne învață că baza rugăciunii este relația personală cu Dumnezeu. Nu te poți aștepta să fii primit de Dumnezeu, să-ți fie ascultată rugăciunea dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, dacă nu-L cauți pe Dumnezeu. Degeaba cauți ajutorul lui Dumnezeu dacă nu-L cauți pe Dumnezeu. Dumnezeu dorește în primul și în primul rând inima noastră. Rugăciunea are la bază relația cu Dumnezeu. O relație de credință, o relație de convertire curată, de pocăință, de trăire în sfințenie. Păcatele în care am putea cădea și trăi ne pot separa de Dumnezeu și pot bloca rugăciunile noastre. Domnul Iisus ne învață că în rugăciune trebuie să venim în contextul relației noastre cu Dumnezeu. Vă rog să observăm când Iisus a învățat cum să ne rugăm, a zis că în rugăciune trebuie să spunem lui Dumnezeu Tată, Tatăl nostru. Chiar această adresare subliniază relația, Tată. Nu a zis să-i spunem cel preanalt. Nu a spus să zicem cel atotputernic, n-a zis să-i spunem Creatorule. Astea sunt adresări corecte, dar
impersonale. Ele subliniază măreția lui Dumnezeu, dar nu și relația noastră cu Dumnezeu. Această adresare, Tată, Tatăl nostru, scoate în evidență că rugăciunea pornește cu o relație. Relația ta cu Dumnezeu. O relație în care să îți fie Dumnezeu Tată și tu să-i fii copil, să-i fii fiu. De aici pleacă tot. Și nu pot să nu întreb, ești tu copilul lui Dumnezeu? Nu în sensul că te-a creat Dumnezeu, ci în sensul relației. Îi vorbești, îți vorbește? Rugăciunea apoi trebuie făcută în numele Domnului Iisus. Când ne adresăm în rugăciune, ne adresăm Tatălui nostru ceresc și această adresare o facem în numele Domnului nostru Iisus. În Ioan, în capitolul 16, versetul 23 la 24, Domnul nostru Iisus a zis că orice veți cere, adevărat, adevărat, vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Rugăciunea primită de Dumnezeu, rugăciunea ascultată de Dumnezeu, este rugăciunea făcută în numele Domnului Iisus. Dar ce înseamnă să ne rugăm în numele Domnului Iisus? A ne ruga în numele Domnului Iisus nu se rezumă la nivelul declarativ. Sigur că nivelul declarativ trebuie să fie prezent, adică să spunem cu vorba noastră când ne rugăm, ne rugăm în numele Domnului Iisus. Găsim la apostolii Domnului Iisus acest model, este biblic și trebuie să fie urmat de fiecare dintre noi. Când ne rugăm, trebuie să pomenim, să chemăm numele Domnului Iisus, să ne așezăm sub autoritatea numelui Domnului Iisus. Și acest lucru să-l facem cu vorba noastră, la nivel de declarație, să mărturisim cu gura noastră, cum spune cuvântul în Romani, să mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos este Domn. Rugăciunea implică această așezare sub autoritatea numelui Domnului Iisus, al cărui nume îl pomenim cu drag, mărturisind că este Domnul nostru. De bună seamă că nivelul declarativ este important, dar insuficient. Poți la nivelul vorbelor să rostești cuvinte mari și corecte, dar dacă inima, dacă substratul spiritual, cel nevăzut, neauzit, nu e prezent, te vei asemăna cu feciorii lui Sceva, care s-au luat de niște demoni care locuiau într-un om și i-a blestemat, i-a conjurat pe demonii aceia să iasă afară. Și le-a zis așa, în numele lui Iisus, ieșiți afară. Și erau mulți pe care îi chemau Iisus și ca să înțeleagă demonii despre care Iisus este vorba, au zis, Iisus pe care îl predică Pavel, despre el e vorba, ieșiți afară. Ei n-aveau relație cu Domnul Iisus, n-aveau profunzime, au folosit doar formule, căutând să imite ceea ce au văzut la apostolul Pavel. Și nu le-a ieșit. Nivelul declarativ, fără substratul credinței și cel duhovnicesc, reprezintă doar vorbe. Vorbe goale. Corecte, frumoase, dar fără substanță. Fără substanță pentru tine. Ele pot însemna pentru cei care le aud multe, mai ales dacă sunt din Biblie și sunt corecte. Dar în ce te privește, nu operează nimic. Pentru că este, cum a spus profetul, poporul acesta mă cinstește cu uzele, dar inima este departe de mine. Trebuie să ne asigurăm că atunci când pomenim numele Domnului Iisus în rugăciune, inima noastră este acolo. A ne ruga în numele Domnului Iisus înseamnă să fim identificați cu Domnul Iisus. Să credem cu tărie în Domnul Iisus, să ne bizuim pe meritele Domnului Iisus, să reținem că avem intrare în prezența lui Dumnezeu din cauza Domnului Iisus, a ne ruga în numele Lui, înseamnă a ne bizui pe meritele Lui, pe numele Lui, pe autoritatea Lui. El e Cel ce ne deschide ușa, prin El mergem la Tatăl, înțelegând rolul mântuitor al Domnului Iisus, răscumpărător al Domnului Iisus, înțelegând că de la El avem iertarea păcatelor, înțelegând că pe El trebuie să-L cinstim, mergem la Dumnezeu în numele Domnului Iisus, adică identificați cu El în jertfa și în învierea Lui. Ăsta e substratul spiritual.
și a zice că e ceva ce poate fi completat aici, a ne ruga în numele Lui nu înseamnă doar să mă încarc cu meritele Lui, să mă așez ca sub un paratrăznet, sub crucea Lui și în numele și a meritelor Lui și la recomandarea Lui și pe ușa deschisă de El, pe omenia Lui, pe dumnezeirea Lui, să merg. Ci mai e ceva. În numele Lui, adică eu sunt de partea Lui. Am ales să trec în tabăra Domnului Iisus, să trec de partea Domnului Iisus. Eu mă identific cu voia Domnului Iisus, cu misiunea Domnului Iisus. Eu vreau să fiu ucenic cu Domnului Iisus, să reprezint în lume numele Lui. Și acum în numele Lui, ca poștașul care vine la tine acasă cu un plic pe care ți-l-o trimis neamurile, poștașul vine în numele neamurilor tale și îți dă mesajul de la neamul tău. Așa, cel ce se roagă în numele Lui Iisus se face un mesager. Un trimis al Domnului Iisus, care se luptă pentru cauza Domnului Iisus. Înțelegând așa rugăciunea în numele Lui Iisus, o asemenea rugăciune este ascultată de Dumnezeu. Noi nu putem veni cu cereri firești, pământești, lumești, născute în poftele noastre, cu eul nostru nezdrobit, nezmerit, cu păcatele neaduse la cruce și peste toate semnăm așa ca o garanție, ca un cec, cum ar fi un cec în apă, semnăm în numele Lui Iisus. Scriem pe degeaba. Baza trebuie să fie cea a pocăinței, a credinței, a unirii cu Domnul nostru Hristos în credință, a identificării cu drumul Lui, cu calea Lui și, de bună seamă, cu misiunea Lui. Dumnezeu să ne ajute. Rugăciunea se face cu îndrăzneală. Iisus ne-a învățat că atunci când ne rugăm, trebuie să ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Parabola aceasta despre prietenul de la miezul nopții ilustrează îndrăzneala celui care se roagă. Prietene, dăm trei pâini. Trebuie să observăm că îndrăzneala vine din relație. I-a zis prietene, nu s-a dus la un străin. Relația cu Dumnezeu naște acea îndrăzneală. Cum găsim în 1 Ioan, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Deci trăirea în ascultare de Dumnezeu dă acea îndrăzneală. Îndrăzneală pe care Dumnezeu o acceptă. Trebuie să facem distinție între îndrăzneală și lipsă de pietate. Sunt oameni care confundă îndrăzneala cu lipsa de pietate. Că să te adresezi lui Dumnezeu oricum, să tăbărăști în prezența Lui oricum, să dai năvală acolo oricum, să rostești cuvinte oricum, nu-i îndrăzneală. Îndrăzneala nu-i obrăznicie. Îndrăzneala despre care ne vorbește Scriptura, că trebuie avută în rugăciune, nu e tupeu, că Dumnezeu nu e servitorul nimănui. El în cer și noi suntem pe pământ. Îndrăzneala despre care vorbim este ilustrată de Avram, despre care citim în cartea Geneza că s-a rugat lui Dumnezeu pentru salvarea lui Lot și a Sodomei. Și după ce Domnul i-a spus că are în plan să nimicească Sodoma și Gomora, Avram a zis, Doamne, binevoiește să asculți rugăciunea mea, am o întrebare. Dacă în Sodoma se vor găsi 50 de oameni, oare vei nimici cetatea Sodoma? Îi vei nimici și pe cei 50 care sunt acolo? Și Domnul a zis, înțelegând la ce se referă Avram, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni drepți, locul acela va fi iertat și peste ei n-o să vină mânia și judecata mea. Avram s-a bucurat. Și cuvântul Domnului ne spune că el a insistat mai departe în rugăciunea lui, zicând lui Dumnezeu, Doamne, dar dacă dintre cei 50 o să lipsească 5, dar să citesc mai bine cum a zis, Avram a luat din nou cuvântul și a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât cenușă. Observați, vă rog, cum s-a adresat. Poate că din cei 50 de oameni vor lipsi 5. Pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea?
Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 40. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avram a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Observați perseverența? Și în același timp, pietatea? Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 20. Și acum Avram încheie, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. A spune că această abordare a patriarhului Avram în rugăciune ilustrează îndrăzneala biblică. Nu lipsă de pietate, vorbe aruncate care ar arăta, nu impunerea agendei noastre, a planului nostru, ci această cuminte și în smerenie apropiere de Dumnezeu cu perseverență, cu îndrăzneală. Rugăciunea se face la obiect. Rugăciunea plăcută înaintea lui Dumnezeu este rugăciune la obiect. Ne rugăm concret. De foarte multe ori se poate întâmpla să nu avem bucuria răspunsului la rugăciune din pricina faptului că rugăciunile pe care le aducem lui Dumnezeu sunt foarte generale. Sunt așa de generale încât nu vom putea observa legătura între ce ne-am rugat și ce se întâmplă, că e prea general. Iisus ne-a învățat să ne rugăm specific, să ne rugăm concret. În cuvântul său el a zis, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei. Tatăl vostru știe de ce aveți trebuințe mai înainte să-i cereți voi. Și apoi ne-a vorbit despre conținutul rugăciunii, rugăciunea Tatăl nostru, care scoate în evidență nevoi foarte concrete și specifice pe care ucenicul este chemat să le aducă în rugăciune. Mă gândesc că uneori în spatele rugăciunilor noastre foarte generale este mascată în mod pios propria noastră necredință. Propria noastră necredință. Ne temem să dăm element, să aducem elementul concret în rugăciune. Ne temem de insucces. Și aia este necredința. Spre exemplu, să ne rugăm pentru cineva bolnav. Dacă ne rugăm cu credință, Domnul spune în Scriptură, promite că va tămădui. Și în timp ce ne rugăm cu credință și ne rugăm și ne rugăm, mie personal mi s-a întâmplat. În timp ce ne rugăm și spunem cuvinte de credință, la urmă vine în suflet o îndoială. Și ce mă fac dacă nu se întâmplă? Și atunci ne adăpostim sub un enunț teologic. Doamne, dacă voia Ta este să faci altfel, facă-se voia Ta. Și cu asta te-ai pus la adăpost, nu în credință, ci în necredință. Această afirmare a suveranității, a voii lui Dumnezeu, o vom putea sublinia eventual după ce ne-am luptat și am înțeles că Dumnezeu are alt drum și nu cu gândul de a salva propriile noastre îndoiele și propria noastră reputație religioasă. Dumneavoastră ați înțeles ce am spus. Cuvinte pioase, enunțuri teologice corecte, care nu fac altceva decât să explice propriile noastre îndoieli și necredințe. Rugăciunea făcută specific, la obiect și concret, este izvorâtă din relația cu Dumnezeu și este rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu. Experiențe de acestea mă gândesc că ați avut și dumneavoastră și am avut toți. Aș mărturisi una dintre ele. Dar timpul e prea înaintat ca să mai spunem experiențe. Poate la urmă, dacă ne-a rămâne vreme. Rugăciunea se face cu sentimentul dependenței de Dumnezeu și al predării. E foarte, foarte important că atunci când ne rugăm lui Dumnezeu
să înțelegem dependența noastră de Dumnezeu și în contextul dependenței de Dumnezeu să ne predăm lui Dumnezeu. Rugăciunea se naște din neputință. N-am ce-i pune înainte, așa a zis prietenul. A venit la mine un oaspete, n-am ce-i pune înainte. Dintr-o nevoie se naște și nevoia aceasta înțeleasă, adusă în prezența lui Dumnezeu, creează dependență de Dumnezeu. Rugăciunea, după învățătura lui Iisus, se face cu acest simțământ: depind de Dumnezeu, mă predau lui Dumnezeu, aleg să urmez pe Dumnezeu. El e ajutorul meu, e scăparea mea, nu pot fără El. Reținând micimea noastră și mărimea lui Dumnezeu, slava Lui, dependența noastră de El și puterea Lui de a împlini nevoile noastre, facem loc în inimile noastre de o atitudine potrivită cu care ne putem duce în prezența lui Dumnezeu la rugăciune. E important și acest fapt. Rugăciunea se face cu perseverență, stăruință și insistență. Și această notă o găsim în cuvântul lui Dumnezeu, Luca 18 cu versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că omul trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Rugăciune făcută cu perseverență, cu stăruință, cu insistență. A adus în fața noastră parabola cu prietenul de la miezul nopții, care în miezul nopții a bătut la ușa aproapelui său cerându-i ajutorul. Și apoi avem această zicere: cere și vi se va da, căuta și veți găsi, bate și vi se va deschide, care ilustrează de asemenea perseverența în rugăciune. Acele cuvinte, cereți și vi se va da, căuta și veți găsi, bate și vi se va deschide, reprezintă un proverb popular din vremea Domnului Iisus, folosit în mod deosebit între cerșetori. Aveau această abordare: cere și primești, caută și afli, bate și ți se deschide. Cerșetorii din părțile de sud a țării, în București, spre exemplu, au o vorbă: mâna întinsă, care nu spune o poveste, nu primește nimic. Și atunci, în timp ce se întinde mâna, vine povestea. Și cu cât e mai dramatică și mai credibilă și mai spectaculoasă, cu atâta e însoțită de dar. Și apoi și în părțile noastre au învățat să vină cu povești și cu mână întinsă. Morală de cerșetor. Ei, se întâmpla cerșetorul să vadă pe cineva cu dare de mână și striga după el: ajută-mă! Și omul se făcea că nu-l aude. Cerșetorul insista: ajută-mă! Fie-ți milă! Ajută-mă! Striga tare! Și după Iisus au strigat de multe ori așa, până acolo când norodul a început să-i certe pe cei care strigau după el, ei cereau vindecare de la Iisus. Iisus le-a dat-o, slăvit să fie în numele Lui. Dar asta era, cu asta era pornirea: ceri! Dacă omul nu te băga în seamă, cerșetorul făcea bine și se ridica în picioare și se lua pe urma celui care i-a refuzat darul și cerea și căuta. Căuta să vadă unde merge. Ia să văd unde te duci. Mă las de tine până în dai. Și pas cu pas după el, la o distanță considerabilă: ajută-mă, ai milă de mine. Bucuros și dorind să scape de cerșetor, omul, văzând ușa pe care trebuia să intre, o zis: bine că am scăpat. Trăgea ușa după el, încuia, se ducea în casă. Credeți că cerșetorul abandona? Se punea lângă ușă și cu pumnii în ușă? Bătea. La început a cerut, după aia a continuat și căutând și apoi a continuat și bătând. Și în final a primit. Acest model luat din lumea de atunci, Iisus îl ia și îl aplică în relația cu Dumnezeu, spunând că trebuie să fim perseverenți, să ne rugăm cu stăruință și cu insistență. E cuvântul Lui. Așa Dumnezeu ascultă rugăciunea. Rugăciunea se face cu inimă curată, fără prefăcătorie și motivații, și cu motivație corectă. Rugăciunea se face cu inimă curată, cu motivație corectă, fără prefăcătorie. Iisus a arătat că acei oameni care se roagă ca fățarnicii, ca să fie văzuți de oameni, ca să aibă imagine bună în fața oamenilor, și-au luat răsplata. Iisus ne învață să ne rugăm cu sinceritate, cu conștiință curată, cu motivații înalte care țin de iubire față de Dumnezeu și față de oameni, fără un eu care se autoglorifică în rugăciune.
Rugăciunea se face cu credință. Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm cu credință. El a zis, tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. El ne-a învățat că atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, în inima noastră, în atitudinea noastră, să fie starea aceasta. Rugăciunea, după învățătura lui Iisus, trebuie asociată cu postul. Pe partea aceasta găsim învățătură, chiar în alăturarea din predica de pe munte a milosteniei cu rugăciunea și cu postul și mai târziu în cuvântul din Matei, din Marcu 9:29, soiul acesta de dragi iese cu rugăciune și post. Acolo i-a pus împreună. Domnul ne învață că în rugăciune, răspund întrebarea cum să ne rugăm, să ne rugăm asociind rugăciunea cu postul. Și încă ceva, rugăciunea se face cu spirit iertător. Mântuitorul a spus, când vă rugați în picioare, când stați în picioare de vă rugați, să iertați tot ce aveți împotriva cuiva. Rugăciunea trebuie făcută cu inimă liberă de resentimente, de amărăciuni, de dușmănii, de stări din acestea, care pot lăsa în mijloc distanțare. Rugăciunea se face cu spirit iertător. Iartă! Iartă! S-a vorbit în adunarea noastră despre iertare și cu siguranță că se va mai vorbi. În contextul acesta în care vorbim despre rugăciune, Mântuitorul ne arată că lipsa iertării ne poate bloca înaintea lui Dumnezeu rugăciunea. Lipsa iertării. Când stați în picioare de vă rugați, să iertați. Să iertați. Și asta nu înseamnă că dacă nu ne rugăm în picioare, ci în genunchi, putem să nu iertăm. Nu, aia-i. Acolo e alt înțeles, asupra căruia poate altă dată cu mai multe detalii. Și în final, conținutul rugăciunii noastre. Am expus aici textul rugăciunii Tatăl nostru, surprinzând cumva aceste rânduri din rugăciune care reprezintă și fiecare câte ceva. Hai să ne uităm. Conținutul rugăciunii acum. Iată cum trebuie să vă rugați. V-aș îndemna să folosim învățătura din rugăciunea Tatăl nostru nu doar ca o rugăciune pe care o repetăm, cum ne-am rugat în această dimineață și ne-am rugat foarte frumos. Și este bine să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Chiar și ca timp, ia un pic de timp. Personal mi-am dat seama cât de superficial sunt în rugăciunea de la masă, când primind vizita bunicii din partea Laurei, o femeie vlavioasă, o femeie de confesiune ortodoxă, la masă ne rugăm Tatăl nostru, ea se roagă Tatăl nostru. Și eu mă rog cum știu. Aproape de fiecare dată rugăciunea mea e mai scurtă. Și eu gat, și ea e la jumătate cu Tatăl nostru. Și o la capăt. Sunt superficiali. Uite, asta m-a învățat. Deci, numai așa, să vezi cât timp îți ia să o zici, nu ca un copil care vrea bomboana la urmă, ci ca un om cu cerni, temător. Ei, dar dincolo de faptul că o reproducem așa cum o găsim în text și ne adresăm cu ea lui Dumnezeu, hai să vedem teologia din spate. Că în spate este o teologie care poate fi extinsă într-o rugăciune sau poate găsi ecou într-o rugăciune până la așa rugăciune de un ceas. Uite cum începe. Tatăl nostru. E subliniată relația cu Dumnezeu. Să cugeți la faptul că Dumnezeu ți-e tată, că ți-a făcut harul să te înfieze, să te primească. Acolo e cuprins rostul salvator a Domnului nostru Iisus, jertfa Lui. Aici lauzi pe Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut pentru tine, Tatăl nostru, care ești în ceruri. Și dacă te oprești la cuvântul nostru, îți dai seama că e o comunitate, că e un popor în care ai fost și tu primit. Nu zici Tatăl meu, mai fi singurul pe lume drept. Mai sunt și alții. Tatăl nostru. Dumnezeu e tată, Dumnezeu are un popor, tu ești primit ca fiu în acel popor. Mai astea două cuvinte. Și deja cuprins biserica aici, care ești în ceruri
Și cu asta suntem chemați să medităm la slava lui Dumnezeu, la atributele lui Dumnezeu. El este tot puternic, prezent, pretutindeni, cunoaște toate lucrurile. El nu se schimbă, El este etern, fără început, fără sfârșit. El este bun și toate cele câte țin de slava Lui. Și aici ne lăudăm pe Dumnezeu și binecuvântăm numele Lui pentru aceasta. Sfințească-se numele Tău. Partea aceasta care ține de sfințirea numelui lui Dumnezeu mută acum lucrurile spre inimile noastre. Suntem preocupați ca să înălțăm numele lui Dumnezeu, să-L facem cunoscut între oameni, să spună oamenii că numele lui Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu este înălțat, e separat, e deoparte. Sfințească-se numele Tău. Și dacă rămâi acolo cuvântul numele Tău, e o listă cu numele lui Dumnezeu descris în Vechiul Testament și sunt frumoasă și în fiecare e ceva. Tu ești Dumnezeu care mă ajută, ești Dumnezeu care mă vede, ești Dumnezeu care mă vindecă, ești Dumnezeu care mă iartă, ești Dumnezeu care mă ocrotește. Și strecute toate acolo, Jehova Ire, Jehova Rafa, Jehova Nisi. Și l-auzi pe Dumnezeu în contextul acesta. Vie împărăția ta. Ne gândim aici la venirea Domnului, pentru a cărei întoarcere ne rugăm. Ne gândim nu doar la momentul revenirii Domnului, ci ne gândim și la lucrarea Lui printre noi. Avem o evangelizare, Doamne, vie împărăția Ta. Să anunțe că o să fie seară de rugăciune. Mă duc și eu, Doamne, coboară acolo cu puterea Ta. Fă să se vadă prezența împărăției Tale acolo. Vie împărăția Ta. Ne gândim la mântuirea oamenilor. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Aici este predare, consacrare, alinierea ta, a mea, la voia lui Dumnezeu. Poate fi cuprinsă aici predarea, consacrarea față de Dumnezeu. Facă-se voia ta. Mai departe, pâinea noastră cea de toate zile. Dacă rămâne precum în cer și pe pământ, modelul nostru este acolo, la Dumnezeu. Și acolo ne este speranța și cetățenia și de acolo ne inspirăm și de acolo căutăm să aducem în viața noastră, familia noastră, biserica noastră, voia lui Dumnezeu. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, sau cum zice la Luca, dă-ne nouă în fiecare zi, tot aia. Ne rugăm aici pentru nevoile noastre pământești, pâinea noastră. Pâine, cuvântul pâine este generic. Nu e vorba de aia că de făină albă sau de ce-o fi. Nu. E toate nevoile pe care le avem aici cuprinse. Poți să pui aici nevoia de o locuință, nevoia de un mijloc de transport, locul tău de muncă, resursele materiale, poți să pui în categoria aceasta nevoile pe care le ai ca familie, pâinea noastră cea de toate zilele. Orice resursă, orice nevoie. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Aici este rugăciunea de pocăință, de mărturisire. Vedeți cum își are locul? Precum și noi iertăm greșiților noștri. Uite că suntem chemați să medităm la relațiile noastre cu oamenii. În contextul rugăciunii îl vedem nu doar pe Dumnezeu, ci ne vedem și pe noi înșine. Uite că avem greșeli. Ne vedem în lumina relațiilor cu ceilalți. Uite că avem o supărare pe cineva. Doamne, ajută-mă! Și nu ne duce în ispită? Deci, ne gândim aici la securitatea noastră spirituală, la lupta noastră spirituală împotriva celui rău. Cine izbăvește de cel rău, e vorba acolo de diavolul, de satana, vrăjmașul sufletelor noastre, nu ne duce în ispită. Nu trebuie înțeles că Domnul Iisus ne-ar iniția, că Dumnezeu e Cel care ne ia de mână și ne conduce în ispită. Că scrie la Iacov, nimeni când este ispitit să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Fiecare când este ispitit, este ispitit de pofta lui. Este atras de pofta lui însuși momit. Cuvântul acesta și nu ne duce în ispită, trebuie înțeles, nu ne duce pe noi în încercare. Există o încercare, am vorbit noi odată despre ceasul întunericului. Despre acel moment dificil în care oamenii ajung și în care, dacă nu e Dumnezeu cu tine, te prăpădești. Dacă nu-i cu tine acolo, te prăpădești. Domnul Iisus a zis ucenicilor, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Era ceasul întunericului. M-am rugat eu pentru voi să nu vi se piară credința. Se prăpădeau altfel. Ezechia a avut un moment în care Dumnezeu l-a lăsat singur în ceasul încercării.
Scrie în cuvânt că după ce Dumnezeu l-a izbăvit de asirieni, după ce Dumnezeu l-a vindecat de boală, inima lui s-a semețit. Și când au venit în vizită ambasadorii de Imperiul Străin, la Babilonien, să vadă ce e acolo, scrie în cuvânt așa, Dumnezeu l-a părăsit pe Ezechia ca să vadă ce este în inima lui. L-a lăsat de capul lui câteva ceasuri. Și ce a ieșit la iveală a distrus o viață. Și acum Domnul spune, când vă rugați, fiți conștienți că depindeți de Dumnezeu și să-L rugați pe Dumnezeu să nu vă lase niciodată singuri în ispită, ci să vă izbăvească de cel rău. Așa și înțelege. Apoi se încheie totul cu glorificarea lui Dumnezeu, este o doxologie aici, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Deci ne întoarcem înspre Dumnezeu, înălțându-i numele, recunoscând că a lui împărăția, puterea, slava, și nu doar acum, ci la nesfârșit. Conținutul rugăciunii. V-aș îndemna, am vorbit noi despre jumătatea aceea noastră de ceas de rugăciune pe care căutăm să o avem cu Dumnezeu în fiecare zi. Vă mai țineți? Încercați modelul rugăciunii a Tatăl nostru, cu Biblia deschisă, cumva, cu pornire de la cuvântul din această dimineață și cu siguranță Duhul lui Dumnezeu va da și alte conținuturi, rugați-vă. Și Domnul să binecuvânteze viața dumneavoastră. Rugăciunea în viața și învățătura Domnului Iisus. Un gând de încheiere. E tulburător și surprinzător să-L vedem pe Domnul Iisus cum caută locuri să se roage. E foarte sugestiv. Îngăduiți-mi 2 minute doar. Luca 4:42. Când s-a cărpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu, s-a dus să se roage. 5:16, Luca. El se ducea în locuri pustii și se ruga. 5:12. În zilele acelea Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. 9:18. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur de o parte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. 9:28. Cam după 8 zile, după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și s-a suit pe munte să se roage. Observați, vă rog, preocuparea Domnului nostru Iisus cu privire la rugăciune. Evanghelia lasă să vedem asta. Alte ori, dis de dimineață, pe când era încă întuneric, se retrăgea și își căuta un loc ascuns să se roage. În alte situații, o noapte întreagă la rugăciune. Nu ne spune aceste vorbe nouă nimic? Oamenii lui Dumnezeu sunt chemați să se roage. Și acum, în încheierea acestei adunări, vă invit să ne ridicăm în picioare și în măsura în care Duhul lui Dumnezeu v-a vorbit, vă îndemn să luați hotărâri înaintea lui Dumnezeu și fie ca Duhul să ne călăuzească și să ne întărească viața de rugăciune. Amin. Ne rugăm cu toții.